Astăzi vom discuta despre formarea ionilor pozitiv, caracterul metalic. Să ne reamintim, învelișul de electroni este partea atomului care explică tendința acestora de a se uni între ei. Gazele rare, elementele din grupa 18, sunt o categorie aparte de elemente, ele având o tendință foarte redusă de a se combina cu atomii altor elemente, deoarece au configurații stabile pe ultimul strat. De aceea se mai numesc și gaze inerte sau gaze nobile. Haideți să vedem configurațiile electronice ale câtorva gaze rare. De exemplu, heliu, primul gaz rar, are 2 electroni repartizați pe stratul K. Neonul, cel de-al doilea gaz rar, are 10 electroni repartizați pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni. Argonul are 18 electroni repartizați pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni, iar pe stratul M, 8 electroni. Criptonul are 36 de electroni repartizați pe primul strat 2 electroni, pe cel de-al doilea 8 electroni, pe cel de-al treilea 18 electroni, iar pe cel de-al patrulea 8 electroni. Aceste configurații electronice, configurațiile electronice cu 2 electroni, dublet electronic, pe stratul K, primul strat, în situația în care acesta este ultimul strat, cum este configurația heliului, sau 8 electroni, octet electronic, pe oricare dintre celelalte straturi, dacă acesta este ultimul strat, cum este cazul neonului, argonului sau criptonului, sunt configurații de gaz rar, configurații electronice stabile. Să învățăm! Atomii elementelor care nu au configurație electronică stabilă, de dublet sau octet, au tendința de a forma o astfel de configurație în moduri diferite, în funcție de numărul de electroni de pe ultimul strat. De exemplu, atomul de sodiu are în nucleu 11 protoni și 12 neutroni, iar în învelișul de electroni 11 electroni repartizați pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni, iar pe stratul M, 1 electron. Pentru a ajunge la configurație stabilă, sodiu cedează un electron și se transformă într-o particulă care are 10 electroni, repartizați pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni. Deci are configurație stabilă de octet. Atomul de sodiu are 11 electroni și 11 protoni. Prin cedarea unui electron se transformă într-o particulă care are 10 electroni și 11 protoni. Numărul de protoni din nucleu este același ca și în cazul atomului de sodiu, numai că numărul de electroni este mai mic. Particula nou formată nu mai este neutră din punct de vedere electric, ci are sarcină electrică pozitivă, valoarea sarcinii fiind dată de diferența dintre numărul sarcinilor pozitive, 11 protoni, și numărul sarcinilor negative, 10 electroni. Particula nou formată are 10 electroni, ca și atomul de neon. Speciile chimice care au același număr de electroni se numesc specii izoelectronice. Să luăm exemplul atomului de magneziu. Acesta are în nucleu 12 protoni și 12 neutroni, iar în învelișul de electroni 12 electroni, repartizați pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni, iar pe stratul M, 2 electroni. Deci nu are configurație stabilă de gaz nobil. Pentru a ajunge la configurație stabilă, atomul de magneziu cedează 2 electroni și se transformă într-o particulă care are 10 electroni pe stratul K, 2 electroni, pe stratul L, 8 electroni. Atomul de magneziu are la început 12 electroni și 12 protoni, iar prin cedarea 2 electroni se transformă într-o particulă care are 10 electroni și 12 protoni. Deci, numărul de protoni nu mai este egal cu numărul de electroni. Această specie este izoelectronică, tot cu neonul, având 10 electroni. Deci, particula provenită din atom, în care numărul de protoni nu mai este egal cu numărul de electroni, se numește ion. Deci, am observat formarea ionului de sodiu și formarea ionului de magneziu. Procesul prin care un atom se transformă în ion
se numește proces de ionizare. Elementele din grupa 1 au tendința de a ceda electronul de pe ultimul strat pentru a dobândi o configurație stabilă. Deci potasiu cedează electronul de pe ultimul strat și se transformă în ionul pozitiv de potasiu 1+. Atomii tuturor elementelor din grupa a doua au tendința de a ceda cei doi electroni de pe ultimul strat pentru a dobândi o configurație stabilă. Deci calciu cedează cei doi electroni de pe ultimul strat și se transformă în ionul pozitiv de calciu 2+. Atomul de aluminiu are pe ultimul strat 3 electroni, deci nu are o configurație stabilă pe acest strat. Pentru a ajunge la o configurație stabilă, cedează cei 3 electroni și se transformă în ionul pozitiv de aluminiu 3+. Atomii elementelor care au pe ultimul strat 1, 2 sau 3 electroni, în tendința de a dobândi configurație electronică de gaz nobil, cedează acești electroni și se transformă în ioni pozitivi. Ionii pozitivi se numesc cationi și au sarcina egală cu numărul de electroni cedați. Atomii elementelor care cedează electroni și formează ion pozitiv au configurația gazului rar din perioada precedentă a tabelului periodic al elementelor. Aceste elemente chimice au caracter metalic. Elementele cu caracter metalic completează grupele 1-12 în totalitate, precum și parțial grupele 13, 14, 15, 16 ale tabelului periodic. Exersează. Pentru a vedea dacă ai înțeles această lecție, rezolvă exercițiile de mai jos. Mult succes!